Făcând și, practic, un exercițiu, nu numai lucruri reale. Fetelor, aveți la dispoziție apă rece, balsam, detergent, amândouă lichide. Vă rog să le folosiți în întregime, astfel încât să avem destul de multă bătaie de cap. Nu folosim jumătăți de măsură. Nu uitați că după ce spălăm trebuie să limpezim și să punem la uscat, dar scuturat și netezit. Nu așa! Pleacă la micu șifonat. Mamă, se uită unele la mine pe gen, de cine a chemat ăsta aici? Mai bine venea un costume de baie. Proba costumelor de baie se reportează pentru la anul. Dragele mele, cu ajutorul lui Pubero am să vă arăt. Aurică. Hainele de la juriu X-Factor, ce am reușit să furăm în weekend. Ce să vedem cine a pus aurica aici. Ce avem? Dragele mele, chinez. Fiecare trebuie să ia două obiecte vestimentare. Începem acum. Haideți, alese, alese. Alegeți bine. Vedeți că cele foarte groase se spală greu. Căutați și voi cele mai mici haine, fetelor. Mamă, băi, dar sunt paie pe acolo, bă, Batiste. De unde a luat, mă? De unde a luat așa ceva? Aurică? Cred că, Doamne, maica, o pereche de butigăi XXL. Mici, mici rău. Vă rog să arătați fiecare ce-a prins, da? Deci, bermudele lui Nicolae Grasu. Avem acolo la Mihaela și suntem în dreapta mămicilor, să știți. Și al doilea obiect, Mihaela, avem... E tot al lui Nicolae, dacă de când era el mic. O ie. A fost trusoul lui de bebe. Am înțeles. Laura, ce ai prins? Urmai eu, alb bun și cămășuță. Ești pe alb, foarte bine, nu se îmbină culorile. Da. Georgiana? Da, ceva gypsy și... Da, astea ce-au rămas de la vârf, de la Giurgeni. Am înțeles. Da. Și în ultimul rând, Dănuța a prins două cămăși. Perfect. Atenție, da. Este și o probă contra cronometru, deci trebuie să vă descurcați foarte repede. N-avem mult timp la dispoziție. Păi și ce facem după aia? Așteptăm să se usuce? Da. Ba mai mult decât atât, văd niște băieți în echipă dispuși să sufle până se usucă. Ia auzi. Atenție, începem în 3, 2, 1, start! În lipsa ta orice pară de gând e ca o mângâiere. Nu mai suport să trăiesc nici o zi într-o lume. Vedeți, apa e limitată, suntem ca la țară. Georgiana le gustă, văd, da? Mai întâi detergentul, să lăsăm balsamul. Vă rog să puneți tot detergentul. Sau mă rog, folosim detergent. Nu ne sfie. Aici e CTC-ul. Să vedem... Ia zi, soacră! Ce să zic, puteau să le spele deodată, pentru că fiind apa rece nu se îmbină culorile, măcar atâta știu și eu. N-ai vis, soacra. Da, uite aici avem la Constanța o demonstrație. Da, bine, mai mult le masează decât le spală. Sunt primii pantaloni mângâiați din, da. Am înțeles. Aici în centrul țării se deja am trecut la... procedeul de stoarcere. La stoarcere. Dar n-am înțeles de ce... Ia. Ba nu, uite, l-a pus deoparte. Între timp aș da legătura la Juliu Răzvane. Vreau să-mi spună fiecare dacă își amintește când a spălat ultima oară de mână. Etena! Ce vrei, mă, Corina? Oamenii acasă... De curând mi-am spălat ceva de mână. Ceva ce nu se putea la... Latexul. Doamne Dumnezeule, dar de unde se cumpără așa ceva? O să rămână, eu sunt marcat, mai ales de ciorăpeii aia de latex, aia albaștri. Ciorăpeii aia. Doamne Dumnezeule, vreau o pereche să văd. Doamne, știu eu la ce vrei aia. De ce? La ce? Știu la clăpoare de schimă, să văd dacă stă piciorul bine. Șerban, ai spălat vreodată? De ce nu știu, am spălat, da. În eu am făcut liceu militar, deci eram... Aoleo, da mă, da. Păi stai mă, deci nu știam de... Deci asta cu de mână, cu apă extraordinar de rece, era la ordinea zilei. Așadar, sunt foarte atent pe tehnică, nu și-au spus bijuterii.
linge, niște treburi, niște detalii. Opa! Măi, 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 ești depuntată! Ce? Au sărit pantalonii la tine? Valurile mării! Valurile mării, că e de la Constanța! Îmi place că Mihaela și Laura la foarte puțină apă au pus tot detergent, un pahar de detergent, așa tot? S-a spus în regie. Eu le-am îndrumat. Uite, Georgiana a furat un pic pentru că a folosit puțin detergent, dar pune, compensează din balsam. Da. Avem, deci Georgiana deja face și economie. Avem deci câte o rufă deja la întins din partea fiecarei mămici. Am luat un spel de mână, ceva? Că nu. Sunt anumite bluzițe, cămășuțe, care au un material foarte sensibil și delicat, de spăl de mână. Hai de capul meu. Dar băi, ce crezi că noi nu? Băi, dar ce juriu avem, băi, oameni. Un juriu normal, adică, zic eu. Doar aici din experiență personală. Unul și-a spălat latexul, altul și-a spălat... Uniforma nu e așa? Măi, și... deci Corina, oamenii ăștia nu-și mai revin cu latexul tău. Băi, tu nu știi ce a fost în platou? Doi de mine, dar să vezi cât yoga a făcut colegul Dani, dar au rămas pe aici colegii. Și dacă vrei, și spăl latexul și ție. Mulțumesc. Răzvan nu folose. Să mergem mai departe, e bine să nu-l spălați, să nu-l folosiți. Oricât de mic e bugetul studenței. Să nu-l revulcanizați. Prima care a reușit să pună două rufe la uscat, cu bere, ajută-mă, te rog, vino cu camera mobilă, este Dănuța, ia să vedem dacă avem pete de spumă, dacă e netă, da, a stors bine și după asta a scuturat. Ah, mă simt ca în reclama cu Loredana. Apa, apa! Georgiana s-a descurcat foarte bine și a pus foarte repede la uscat, dar a folosit cele mai puține detalii. Păi bună la casa omului, Georgiana. Păi asta rămâne jilavă, nu se pune cămașa așa la uscat, că partea asta va rămâne cu un ușor miros de se desfă primul rând. Lasă că-i arăt eu! În primul și în primul rând. Ia se... Vino, mă, aici, că nu poți... Ea se scutură ca să eliminăm surplusul de apă și se găsește o variantă. Dacă nu, așa, pe de-antregul, uite, pe partea asta să vină mult aer, să o... Bine, păi, așa, da. Așa le usucă colegul Dani, că el are trei haine de toate. Uite, și asta, la fel, nu se poate. Da, băi, Georgiana, că de făcut copii, văd că vă place să faceți. E pusă pe dos, da. Vino după mine, Răzvane. Mergem la Laura. Experiența se vede, da, se simte. Iată cum le-a pus îndepărtate să nu se păteze alb de la alb. Bravo, foarte, foarte bine, nici aici nicio urmă de spumă. Și nu în ultimul rând, suntem la Mihaela, care s-a descurcat foarte, foarte bine. Grasule! Deci vezi cum e treaba ei de la Constanța și a trebuit să spele niște bermude, nu? Curios. Nu sunt chiar bermude, astea sunt ale lui Grasul, sunt luate de la o firmă de camioane. Un latex pentru Grasul. Nu, au luat prelata, da. Sunt bikini lui Nicolae. Luăm pauză, după pauză mai avem o probă interesantă cu mămicile. Eu zic să le aplaudăm pentru că s-au descurcat de minune. Hai mă, că iau ăștia pe mine așa, uși. Pauză, pauză, ei, uite, dacă nu iau eu pe...